de importantă a fost interacțiunea asta, pentru că sunt foarte multe momente în care aveți întâlniri cu diferiți oameni care sunt așa legendari acum pentru noi. Da. E foarte ciudat. Mie, de fapt, nu-mi place să iau aceste fotografii cu cineva. Mai mult îmi place să-i fotografiez, să fiu un fel de un paparazzi, așa, și să mă duc, știu că o să vină YouTube. Și atunci mă duc acolo și mai trag și eu o poză. Care a fost prima? Cred că prima fotografie a fost cu gelul. Cu gelul Naum. Mă tot duceam pe la Comana și niciodată n-a vrut să pozeze cu mine și nici eu nu eram interesat, dar soția mea, Rus, a prins câteva momente de discuții foarte aprinse pe care le aveam, căci eu insistam că sunt suprarealist și gelul spunea, nu te mai numi, dragă, suprarealist, găsește-ți un alt nume. Noi, suprarealiștii, ne-am terminat. Când am terminat cu suprarealismul, a murit și Breton și nu mai e nimeni să ne proslăvească că suntem suprarealiști, așa că găsește-ți un alt nume. E, acest alt nume, pentru mine, este Zen Dada. Zen Dada e un fel de invenție, nu a mea, e o invenție, aș zice, făcută de Duchamp. El este un fel de maestru al Zen Dadaului. Deci el a luat această dezordine și a cuplat-o cu cu un fel de ritual care este foarte serios și foarte disciplinar, așa. De exemplu, el a inventat ready-made, care găsești un obiect și îl proclam artă. Dar nu poți să-l proclami în fiecare zi, nu poți să-l numești în fiecare zi acel obiect. Trebuie să fie joi, într-o zi specială, când ești într-o plimbare cu brâncuși la un talcioc și vezi un obiect special și atunci îl culegi, îl tragi din mizeria din care e el în talcioc și îl pui pe un pedestal și atunci devine un obiect de artă printr-o magie, printr-un ritual foarte special. Sunt foarte puține acești Zen Dada pe lume. Un altul aș numi este John Cage, care s-a ridicat la acest nivel prin muzică, prin poezia pe care o scria. Un alt personaj mai puțin cunoscut a fost mentorul meu, Charles Henry Ford, care este un poet american care la vârstă de 19 ani a publicat Gertrude Stein, Paul Bowles, niște nume foarte importante. A avut el intuiția aceasta și eu l-am cunoscut, bineînțeles, din poezie și tot așa i-am trimis o cărticică, cred că a treia cărticică pe care am scris-o eu în Statele Unite, i-am trimis-o prin poștă și el mi-a zis, bravo, îmi place, vină la mine la un ceai. Și ne-am împrietenit, eu îl cunoscusem cu totul întâmplător într-o situație în care eram la Kathmandu, unde încercam să învăț despre budism și mergeam la un templu acolo, Swayambhu, unde încercam să înțeleg o limbă foarte complicată și ritual foarte complicat. Și am auzit că mai sunt doi americani acolo, unul era Charles Henry Ford și altul era Ira Cohen.
cu care cu amândoi am devenit prieteni, după care la New York, și am recitat împreună la această biserică de care pomenea Doru Rocker Ionescu. Deci am avut niște întâmplări biografice nemaipomenite din cauza călătoriilor mele. Deci eu am plecat din România, am fugit din România cu un singur scop: să călătoresc, să mă duc să văd lumea. Și asta o fac până în ziua de azi. Nu e o chestie ușoară, nu e o chestie, hai, ne suim într-un avion și mergem. Trebuie să înveți despre locul unde te duci, trebuie să devii prieten cu oamenii de acolo. De exemplu, acum când mă duc în Japonia, am să mă întâlnesc cu un tip pe care l-am cunoscut cu totul întâmplător printr-o revistă în care am publicat amândoi, Teguchi Tesuya. E un profesor, singurul rămas dintr-o gașcă suprarealistă care japonezii o aveau înainte de război, dar a fost reprimată de guvernul militarist în timpul războiului. I-au pus în închisoare, i-au omorât, aproape că n-a rămas nimeni în viață decât operele lor. Unul dintre ei, acest Tetsuya Teguchi, cu care am să mă întâlnesc, și încă doi artiști cu care sunt în corespondență, unul care se numește Rinosuke Cohen și iubita lui Noriko.